Îl invit alături de noi pe Părintele Protopopul Dragos Munteanu, a cărei osteneală și implicare la restaurarea și la amenajarea frumosului parc Melchizedec este de necontestat, drept pentru care la propunerea înapra Sfinției voastre și cu binecuvântarea am cerut în albra Sfințitului Mitropolit Teofan să îi acorde o distinție de vrednicie, și anume Crucea Moldavă, cea mai înaltă distinție a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, pe care îngăduiți-mi să-i dau citire. Crucea Moldavă, simbol al dreptei credințe în Sfânta Trăime, a iubirii jertfelnice în învierea Domnului Iisus. Crucea Moldavă este oferită Părintelui Preacucerului Părinte Protopopul Dragos Alexandru Munteanu ca expresie a prețuirii deosebite și a binecuvântării sfinte din partea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Anul Mântuirii 2018, luna octombrie, ziua 6, semnează în altă Sfântul Părinte Teofan în capătul Moldovei și Bucovinei. Vrednic este! 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 Vrednic sunt! Vrednic! Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este! Pentru că Părinte Dragos n-ar fi putut realiza nimic fără un imbold substanțial din partea Maicii Dionisia, îl rugăm să ne spună câteva gânduri Părintelui Dragos, cum se simte acum când poartă la gât Crucea Moldavă. În al preasfințite Părinte Ioachim, Arhiepiscop al Romanului și Bacăului, iată, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, și anul acesta avem ocazia să ne întâlnim din nou cu tinerii la început de drum în fața cărților deschise în cadrul proiectului social filantropic cultural Lăsați copiii să vină la mine și nu îi opriți. Și anul acesta, poate pentru a doua oară, dacă putem să spunem, am încercat la îndemnul al preasfințitului Părintele nostru Ioachim, cu sprijinul preoților din protopopiatul nostru, să venim în ajutorul copiilor cu anumite nevoi financiare pe care părinților nu au putut să le acopere, și am sprijinit și anul acesta cu peste 200 de ghiozdane, o parte dintre ele vor fi dăruite și în această zi de către ierarhul nostru acestor copii dragi, cărora le dorim încă o dată un an școlar binecuvântat și plin de împliniri. În timpul slujbei de târnosire a acestei capele, am stat și m-am privit acești copii și mi-am dat seama că nimic nu este întâmplător. Prezența acestor copii este un act divin, chiar dacă voința a fost a noastră. Atât de mult și-a dorit episcopul Melchisedec această curte să fie o casă de copii care să ocrotească copiilor, o grădină de copii deosebită în care să crească și să dezvolte frumos viitorul nostru al tuturor. În alt preasfinția voastră, nu cred că aș întrece măsura dacă aș imagina în cele ce urmează o frescă în care în alt preasfinția voastră ați purta și ridica pe brațe pentru a dărui lui Dumnezeu aceste clădiri, acest centru social filantropic de servicii, dar în primul rând această capelă deosebită pe care o înălțați spre dăruire Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Am primit acest rang onorifu și vă mulțumesc și în al preasfinției voastre și Părintelui Mitropolit Teofan pentru dragostea ceea ce și-o revarsă asupra preoților din Mitropolie. Dar eu am în suflet îndemnul în al preasfinției voastre, pe care încă din anul 2000 îl cultivăm, acela de a păstra, de a primi,
de a înfrumuseța și, în primul rând, de a da mai departe ceea ce am primit de la înaintașii noștri. De aceea, în al preasfinția voastră, în numele preoților din protopopiatul roman, vă mulțumim pentru toată dragostea pe care ne-o purțat și încă o dată rugăm pe Bunul Dumnezeu să vă dorească sănătate și să vă îndepliniți toate visele care sunt necesare pentru mântuirea noastră și pentru propășirea Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Vă sărutăm dreapta! Ne îndreptăm atenția către anfitrionul acestei activități de aici, de la Fundația Melexia de Ștefănescu, mai precis asupra Maicii Dionisia, cea care a dinamizat activitatea de aici și a însuflețit pe toți cei care și-au pus umărul pentru a ridica ceea ce se vede. Iar pentru aceasta ne-am gândit să vă aplecați și asupra activității pe care a desfășurat-o Maica Dionisia și pentru înțelepciunea și râna de care a dat dovadă, pentru ascultarea și pentru modestia cu care a participat la derularea acestor activități, să-i acordați o distinție, cea pe care se poate acorda maicilor. Și cu îngăduința la preasfinției voastre, dăm citire gramatei chiriarhale, care atestă această onorabilă distinție chiriarhală. Gramată chiriarhală. Noi, Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, în numele Preasfintei Treim, Dumnezeul nostru, Cel ce întru Sfinți se odihnește și de oameni se preaslăvește, pentru această aleasă și sfântă zi, închinată Sfântului Apostol Toma, luând act de strădania și binecuvântata lucrare ce se săvârșește aici, și la resfințirea acestei sfinte capere, metochiriarhală închinată, adormirii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și Pururea Fecioarei Maria și Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, din protopopiatul roman județul Neamț, oferim cu părintească dragoste Preacuvioasei Monahiei Dionisia Schiopu, director Fundației Episcop Melchisedec Roman, distinția onorifică de stavroforă pentru înțelepciunea, râvna, neobosită lucrare, sătornicia și smerita ascultare pe care o manifestă într-o slujire a Mântuitorului Hristos și a aproapelui. Rugăm pe milostivul Dumnezeu să-i dăruiască putere în împlinirea misiunii încredințate. Semnează înalt preasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Vrednică este! 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 O, Simon!